Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Suntem astăzi la Constanța pentru că se pare că cei de la NHR Agro Partners își îndeplinesc promisiunile. O promisiune am făcut și noi că vom fi alături de ei la inaugurarea acestui sediu. Haideți să-l vedem! În primul rând, ne-am hotărât în 2018-2019 să construim sediu, așa cum spunea și președintele companiei mamă, V Intertrading, domnul Nis Crage, care a ținut un discurs aici. A fost o decizie destul de rapidă, fiindcă nu aveam gânduri care să contrazică ideea unei investiții în Constanța, zona noastră tradițională cea mai bună și clienți foarte dragi, fideli, alături de care am construit aproape 20 de ani totul aici, da? Și ne-am așteptat să iasă ceva modern, să avem ceva modern care să poată să servească clienții din zonă într-un mod profesionist și cred că mai mult decât am reușit, adică ne-a depășit așteptările ceea ce am realizat aici acum. Din păcate, nu avem o deschidere foarte mare, da? Vremurile nu ne lasă să fim împreună toți clienții noștri, să ne bucurăm așa cum ne-am dorit, dar timp e destul. Timp e destul, anul arată bine, spre deosebire de anul trecut și atunci noi toți suntem optimiști și fericiți. A fost greu să continuăm cu investiția în 2020, dar în momentul în care, și cred că am spus asta de multe ori, în momentul în care noi în NHR facem o promisiune către clienți, către colegi, către piață, o respectăm. Și suntem bucuroși că am reușit să facem asta, suntem bucuroși de rezultat și ne bucurăm să vă avem pe voi, cei din presă, lângă noi, într-un moment atât de fericit ca acesta. Este de apreciat pentru că majoritatea companiilor preferă, până se stabilizează, să-și închirieze. Al câtelea sediu este? Acesta este al patrulea sediu în proprietate pe care l-avem. Primul pe care l-am construit a fost cel din Călăraș. A urmat Roșiori, Giurgiu, acesta, Constanța. Fiecare a fost din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai potrivit nevoilor noastre și nu ne vom opri aici. Ușor, ușor, cucerim toată țara. Ce mesaj aveți în final să transmiteți fermierilor? Țin minte că în noiembrie anul trecut ne-am adunat aici și împreună am pus prima cazma la construcția aceasta, motiv pentru care și pentru noi este o bucurie să fim alături de dumneavoastră. Ce mesaj aveți să le adresați fermierilor? Îi așteptăm să ne viziteze, suntem convinși că o să le placă ce vor găsi aici. Le orez un an bun, s-au publicat niște statistici deja, că au fost producții record la grâu și îmi doresc să fie la fel peste tot, la toate celelalte recolte. Vreau să mai spun ceva, că pentru mine a fost o mare mândrie și am fost foarte fericită că reprezentanții VEA Intertrading au putut să fie astăzi cu noi. I-am avut alături pe ambii președinți, atât pe domnul Nis Crage, cât și pe domnul Peter Kirk. Și pentru noi e foarte important să vadă și ei succesul pe care NHR are în România, nu doar în cifre, ci și în persoană. Și ne temeam că datorită restricțiilor nu vor putea ajunge, dar au venit și totul e bine și suntem foarte încântați și îi așteptăm pe fermierii să fie fericiți împreună, să fie fericiți împreună cu noi și să aibă un an bun. Eu cred că e foarte important, atâta vreme cât ei sunt fericiți, atâta vreme cât ei au rezultate bune, noi suntem mereu un partener care va trăi același lucru ca și ei. Așa că pentru noi toți ne dorim un an bun. Bună ziua, doamna Puiu, mă bucur să vă revăd și cred că vor fi mulți dintre telespectatorii noștri bucuroși să vă revadă. Suntem astăzi aici pentru că ați început, cred că ați fost una dintre primele persoane care a visat la acest sediu aici în zona Constanța. Câteva cuvinte, vă rog, despre visul pe care l-ați avut și iată, astăzi o promisiune îndeplinită. Bună ziua, Gabi, și eu mă bucur că sunt aici.
neimaginabil de mult că eu chiar am visat cum se vede de pe stradă, autostradă. De la Gogălnicianu, nici nu am visat autostrada. De venind de la Gogălnicianu sau venind de la Năsarcea, cum se vede filiala noastră aici și acum a depășit visele mele. Îmi place enorm de mult, enorm. A fost o perioadă în care nu v-am mai văzut, motiv pentru care vă spun că ne-a fost dor de dumneavoastră. Ce ați mai făcut în ultima perioadă și dacă ați mai avut contact cu lumea agricolă? Cum o vedeți? Oh, da! Eu încă fac parte de un task force agricultură în Coaliția pentru Dezvoltare României. Acolo am direct contact cu să zicem, ce se miște în agricultură și am niște proiecte foarte frumoase, care foarte importante, după părerea mea. În rest, din când vizit un fermier, din când trec pe o filială noastră și sunt, cum să vă spun, pensionara veselă. Vă văd și îmbrăcată în roz și zâmbind tot timpul. Cum explicăm prețurile de anul acesta foarte bune pentru fermieri și ce mesaj avem să le dăm în privința, eu știu, depozitării, vânzării? Există ceva de menținere a acestui trend? Ceva ce am văzut ani de zile este dacă prețuri urc, toată lumea vrea să ține. Dar mare atenție, când cad, nu mai cumpăr nimeni câteva zile și cadere este cam abrupt. Adică eu tot timp am fost de părere că o parte din recoltă trebuie ținut, nu contează de preț, și o parte din recoltă trebuie vândut. Astfel, ai un amestecat și nu vinzi tot odată și ai un nivel de echilibru. Din cauza găștigul la prețuri când poate să fie foarte mare, dar dacă cade, pierdere poate să fie la fel de mare. Mă bucur enorm că e recoltă bună și prețuri bune, care este foarte rar. Ce n-am mai întâlnit de mult. Da, de mult, de mult. De obicei, dacă recoltă e bună, prețuri sunt mai puțin bune sau recoltă nu e atât de bogată și prețuri, bineînțeles, urc. Avem noroc. Fermierii au noroc să ai să după au noroc. După 2020, da, aveau nevoie de norocul acesta. Da, toți avem nevoie de noroc. Un mesaj în final pentru fermieri, ce ați dori să le spuneți? Tot timp pentru fermieri, pentru mine mesajul principal este să aveți o recoltă bogată și să iubiți pământul pe care lucrați. Părăsim zona Constanța, dar rămânem tot cu gândul la zona agricolă. Ultima discuție cu doamna Monica Puiu despre prețuri mă face să mă gândesc la viitor. Deschid în autocar, la plecare, mail-ul și văd un comunicat al Ministerului Agriculturii despre producțiile record ale fermierilor români din acest an. Aș fi tentată să mă bucur în exces și să spun că viitorul sună bine, dacă nu mi-aș aminti un episod despre planurile din PNRR, povestit de europarlamentarul Carmen Avram. Se pare că anul acesta, câțiva stropi de ploaie în plus, au făcut ca gândurile de investiții în irigații să se spele. Aduc în atenția dumneavoastră materialul intitulat Râsul Plânsu cu PNRR din serialul IU Ești Tu. Bun găsit tuturor! Astăzi, la IU Ești Tu, vă aduc un subiect proaspăt. Planul de redresare și reziliență al României. Partea întâi, forma PNRR. Venit ca un copil leneș la coada statelor UE și după ce a fost întors din drum de 3 ori, planul trimis la Bruxelles șochează de la primele fraze. Te lovește nu numai scriitura de compunere de școlar mediocru, dar și stilul colocvialo-amicalo-visător cu accente comuniste. 1. Documentul e scris la persoana întâi singular, de domnul Ghinea, se înțelege, care își asumă astfel, pe persoană fizică, nu numai un plan național care trebuia făcut cu oamenii țării, ci și, implicit, potențialele reușite. Găsim, de exemplu, exprimări ca vă voi invita să ne bucurăm de tehnologie, investiții pe care le voi detalia,
sau ce am reușit și sunt foarte mândru de asta. În al doilea rând, pentru autor, Comisia Europeană pare să fie nu o instituție, ci așa un amic pe care îl invită la povești și visare. Va fi o Românie verde de culoarea pădurilor, mi se spune. Sau imaginați-vă o Românie care experimentează tehnologia pe hidrogen. Sau vă voi invita să călătoriți pe o cale ferată modernizată. În al treilea rând, se folosesc expresii jenante, inacceptabile într-un astfel de document oficial. Cum ar fi? Fiindcă câteva mii de școli vor arăta în sfârșit așa cum trebuie în secolul 21. Obiective și rute prea puțin scoase din cutie. Să nu ne mai fie rușine cu plasticul care e peste tot. Statul român nu a vrut să măsoare calitatea aerului, crezând că noi, cetățenii, nu ne vom da seama. Nu vor mai exista motive de a fenta fiscul și fentarea fiscului va fi atât de complicată încât aceia care o practică vor renunța la ea, rugându-se să se predea, evident. Textul introductiv se încheie apoteotic cu un îndemn înălțător ca un ecou din vremuri apuse acum 31 de ani. Depinde numai de noi. Putem! Să trecem acum la substanță. Cine are răbdare să citească PNRR până la capăt, adică în jur de 1400 de pagini, descoperă că la România viitorului vom ajunge pe bicicletă. Nevoia de bicicletă apare în mai multe locuri, inclusiv la explicațiile despre managementul apei, de exemplu, sau la investițiile în trenuri pe hidrogen. Ciudățel, nu găsiți? Din anexe, reiese că suma alocată infrastructurii pentru biciclete va fi de 30 de milioane de euro, de două ori mai mult decât suma pentru stațiile de încărcare pentru mașini electrice. Apoi, se mai prevăd 3.000 de kilometri de piste de bicicletă în valoare de aproape 111,5 milioane, o sumă de două ori mai mare decât cea pentru locuințele sociale pentru tineri. Și n-am terminat. Relansarea și reziliența pe bicicletă mai prevăd 6 milioane pentru infrastructura conexă traseilor cicloturistice, încă o infrastructură de 50 de milioane de euro și, evident, studiile specifice pentru trasee de 0,15 milioane. Totalul meu, deși e posibil să-mi fi scăpat vreo bicicletă pe la gestionarea apelor, de exemplu, 197,65 milioane euro. Suma e jumătate din investiția pentru infrastructura de distribuție de gaz cu hidrogen, de două ori mai mare decât cea destinată companiei Hidroelectrica pentru producția de hidrogen și de șapte ori mai mare decât investiția destinată centralei de la Cernavodă, care ar trebui să producă și să stocheze hidrogen. Pilonul social e extrem de slab reprezentat, referindu-se în mare la locuințe sociale. Nimic despre consumator, nimic despre reformarea profesională pentru Revoluția Verde, evident, nimic pentru bătrâni, în afara reformei pensiilor cu scăderile aferente. Agricultura stă și mai rău. Cuvântul în sine, agricultură, nu e legat de ajutorul pentru fermieri, ci se referă la agricultură ca domeniu conex în probleme de desecare, de exemplu, sau de gestionarea gunoiului de grajdi, sau de liceele agricole, care se pare vor împânzi țara. Nu se înțelege exact pentru ce, având în vedere că, după cum stă situația, vom mânca în curând ieftin și prost din importuri fără standarde înalte, pentru că fermieri nu vor mai fi. Spre deosebire de noi, Bulgaria, Ungaria, Spania, Italia, Portugalia, Polonia au reușit să introducă irigațiile în PNRR, deși nouă, domnii de la guvern ne-au spus că nu se poate. Danemarca injectează peste 1,3 miliarde doar în agricultura verde. O altă problemă sunt banii pentru consultanță, pe care n-am reușit să-i calculez pentru că sunt împrăștiați peste tot. Dar se pare că ar fi niște sute de milioane de euro, ceea ce, se zvonește, ar fi dus la o explozie de firme noi apărute peste noapte, pentru consultanță, sigur. Ce ni se promit și ar fi bine să se și întâmple sunt 45.000 de hectare de pădure nouă, în jur de 4 miliarde de euro pentru educație și 434 de kilometri de autostrăzi cu taxe verzi până în 2026. Mă opresc aici, mulțumesc și ne revedem curând la un alt episod EU.
ești tu. Bună ziua, ne aflăm astăzi într-un câmp comercial de L136. Este un hibrid de generație nouă care vine să completeze portofoliul companiei, portofoliul arhicunoscut, să spunem, cultivatorul de floare din România. Vorbim aici despre hibrizi ca L25, L99. În viitor, clasamentul acesta va fi cu siguranță completat de 136 și mai nou de 137. Sunt hibrizi de generație nouă, hibrizi cu multiple îmbunătățiri. Vorbim aici de latura agronomică care a fost îmbunătățită, de toleranță la principalele boli ale acestei culturi, dar și de o îmbunătățire a arhitecturii plantei, pentru că venim cu o poziție ușor modificată a calatidului, o poziție pendulă care va ajuta planta să realizeze producții mai calitative în perioadele de arșiță, care va ajuta în primul rând la îmbunătățirea masei hectolitrice a recoltei. Practic, acest hibrid este, să spunem, o îmbunătățire a unor caracteristici pe care compania le căuta, să spunem, de ceva vreme, și vorbim aici despre o îmbunătățire la autopolenizare, o îmbunătățire la port, la talie, la tulpină. Veți vedea, acest hibrid va fi hibridul numărul 1 în ceea ce privește potențialul productiv din portofoliul companiei Pioneer. Este un hibrid recomandat în special pentru zonele de est, vest și centru din țara noastră. Este recomandat doar acelor fermieri care nu au probleme cu orobanche, încă o dată fermierii din sud, vest, est și centru țării. Nu recomandăm cultivarea în sud-estul României pentru că problemele cu lupoaia vor fi prezente în câmpurile noastre. Pentru acei fermieri recomandăm 137, hibridul care are cea mai mare rezistență la orobanche cumana din Europa. Practic este cel mai rezistent hibrid din piața europeană de floarea soarelui. Putem vorbi aici despre un set de 3 gene care sunt prezente la acest hibrid, la 137, și care îi permit cultivarea pe orice areal din România. Dacă ar fi așa să fac o comparație între cei doi hibrizi, 136 și 137, practic aș spune în felul următor: pentru zonele cu infestare de lupoaie, cu secetă excesivă, cu arșiță, recomandăm 137, iar pentru zonele cu potențial foarte bun, pentru productivitate ridicată și absența lupoaiei, recomandăm 136. Practic acest set de calități pe care le posedă hibridul 136 îl vor propulsa cu siguranță în topul alegerilor fermierilor, pentru că odată ce va ajunge în fermă, fermierul cu siguranță va aprecia calitățile pe care le are, toleranța superioară la principalele boli și valorificarea superioară a terenurilor, un sistem radicular foarte, foarte bine dezvoltat, un foliaj, după cum puteți vedea, extraordinar, cu pretabilitate pentru fermierii care fac tehnologie superioară și care doresc să obțină sau să bată recorduri la floarea soarelui. Este hibridul pe care noi îl recomandăm în cultură tuturor fermierilor care investesc în cultura de floarea soarelui și care vor să scoată din această cultură maximul productiv. De asemenea, în această zonă, un hibrid foarte cunoscut și foarte cultivat, este vorba de L99, este hibridul, să spunem, etalon al companiei, hibridul cu care dominăm piața din România de 3 ani de zile, foarte prezent pe câmpurile din zona Moldovei. Este un hibrid care aduce satisfacție an de an și care reușește să valorifice ceea ce fermierul îi oferă la maxim. Portofoliul companiei este, să spunem, foarte, foarte dezvoltat în ceea ce privește tehnologia Express. Practic, suntem cei care am adus această tehnologie în curtea fermierului în urmă cu peste 10 ani. Tehnologie care oferă rezistență la erbicidul Express SX, singurul erbicid omologat la cultura de floarea soarelui Express din România. Practic, este un pas tehnologic imens, pentru că permite combaterea unor buruieni complicate precum Circium, Pălămida, precum Xanthium, Cornuții, Chenopodium, Loboda sălbatică și așa mai departe, buruieni care de altfel ar fi foarte greu de combătut în cultura de floarea soarelui, dacă nu chiar imposibil. Și vorbim aici despre o flexibilitate crescută. Practic, fermierul nu trebuie să stea să numere frunzele culturii de floarea soarelui, nu trebuie să alegem un interval special în care să facem erbicidare, erbicidăm în funcție de dezvoltarea buruienilor, nu trebuie să ne facem grijă despre rotație, pentru că acest erbicid este, să spunem, cel mai blând din toate tehnologiile pe care le folosim în România. Nu avem nicio restricție în rotație, 30 de zile după aplicarea erbicidului putem să folosim, o să înființăm orice cultură dorim pe acel teren.